Foresta încheiat ediția de campionat 2018-2019 a Ligii a 3-a pe locul 5 în seria 1. Conducerea clubului din Areni încearcă să facă uitat cât mai repede ultimul sezon, iar în acest sens caută soluții atât la nivelul lotului cât și pentru banca tehnică. Galbenverzi au anunțat că vineri de la 15:30 vor organiza o acțiune de selecție pe terenul sintetic al liceului cu program sportiv din Suceava. La acțiune sunt așteptați jucători născuți în 2000, 2001 și 2002 din județul Suceava și nu numai. Foresta încearcă astfel să-și completeze lotul cu jucători tineri în condițiile în care în sezonul 2019-2020 formațiile de Liga a 3-a vor fi obligate să aibă în teren pe toată durata meciurilor un număr de 3 juniori, 2 născuți în anul 2000 și unul născut în 1999.